Evenimentul, ajuns la cea de-a patra ediție, se desfășoară sub sloganul Oltenia vrea autostradă și a reunit peste 200 de persoane. De la mic la mare, toți au vrut să atragă atenția asupra necesității construirii acestui drum, pentru că autostrada Olteniei înseamnă dezvoltare, locuri de muncă, firme care vin în Oltenia. Vom face demersul acesta lună de lună, până când tot ce înseamnă decizent de la București va înțelege că această regiune nu poate să rămână reconectată la infrastructura mare. Trebuie să înțeleagă și cetățenii din Oltenia, cât și din Craiova, că această autostradă nu este doar un punct, este factorul principal de dezvoltare al unei regiuni. Atâta timp cât noi nu vom fi conectați la autostradă, puțini investitori vor veni în regiunea Olteniei și locurile de muncă vor fi pe măsură. Deci toată lumea și toți cetățenii trebuie să înțeleagă că demersul ăsta are ca scop presiune pe guvernul României, indiferent cum se numește, dar demersul nu are clare politică. Este un demers civil, prin care trebuie să conștientizeze toată lumea că cu cât vom fi mai mulți și cu cât vom da mâna simbolic pentru a susține acest proiect, cu atât această regiune o să fie mai dezvoltată. Autostrada, în definitiv, înseamnă locuri de muncă, înseamnă firme noi venite în Oltenia, înseamnă, până la urmă, dezvoltare și conectarea acestei regiuni la restul țării. Cei care au fost la protest spun că autostrada ar aduce investitori în zonă, investitori care ar crea locuri de muncă. Este a patra oară când ne întâlnim aici, urmărind același deziderat, Oltenia vrea autostradă, deoarece ne dorim ca această zonă să fie dezvoltată, ne dorim să sensibilizăm decidenții la București să înțeleagă că și Oltenia este partea României și Oltenia are nevoie de investitori și Oltenia are locuri de muncă. Nimic din toate acestea nu s-ar putea realiza și nu se va putea realiza fără autostradă. Este un deziderat care este apolitic, cu toate că el aparține ca și proiect, ca și idee deputatului Florentin Gust, dar ar trebui să avem lângă noi toți factorii din această zonă, pentru că este un must-have al unei societăți civilizate a avea o autostradă pe o zonă atât de mare. Nu ne dorim ca noi sau copiii noștri să mai fie nevoiți să plece din țară spre locuri de muncă mai bune. Nu avem de gând să ne oprim. Este un demers care presupune mult timp, un demers care presupune încredere și seriozitate din partea cetățenilor Craiovei. Drept urmare, odată ce am început să vin la acest protest, o să continui să vin până când cei de la București vor ne vor lua în seamă și își vor da seama că nu doar că existăm, dar avem cereri și că această zonă a României poate fi dezvoltată doar prin crearea acestei autostrăzi. Ce înseamnă pentru tine această autostradă, dincolo de un drum mai ușor de infrastructura rutieră? Pentru mine înseamnă, înainte de orice, acces la niște servicii medicale în cazul în care ai nevoie mult mai rapid. Înseamnă dezvoltarea zonei, înseamnă de ce să nu recunoaștem și turiști și persoane care vor să vină să vadă Craiova, să ne viziteze. Am întâlnit străini care au preferat să meargă totuși cu totul alte părți ale țării decât în Craiova, motivând lipsa unei autostrăzi. Pentru mine toate acestea înseamnă această autostradă și consider că nu este o nevoie inventată într-un birou, este o nevoie reală a unei societăți care, suntem la în 2016, încă se luptă pentru drumuri și autostrăzi. Ați venit alături de dumneavoastră cu copilașul dumneavoastră. Ce vreți să-i cultivați copilului prin acest demers, prin faptul că astăzi, deși în condiții neprielnice din punct de vedere ale vremii, l-ați adus? Vreau în primul rând să înțeleagă că implicarea lui contează și că trebuie să fie prezent dacă vrea să facă o schimbare. Faptul că te bazezi pe ceilalți nu este soluția, dar așa vreau să-l cred și asta vreau să fie conștient de propria lui putere, de dreptul lui de a ieși în stradă și a protesta pentru ceva pentru că în care crede, de seriozitate și de asumare, indiferent de cât timp presupune acest lucru, deci asumarea unei idei. Craiovenii vor continua protestul până când vor fi auziți de guvernanți.